Moldovenii citesc tot mai puțin. Asta rezultă din ultimul barometru al opiniei publice efectuat de Institutul pentru Politici Publice. Mai mult decât atât, circa 57% din moldoveni nu au citit în ultimele 3 luni ale anului nicio carte, iar tendința este în continuă creștere. Potrivit aceluiași studiu, unii spun că nu au destui bani să-și cumpere cărțile, alții afirmă că nu au destul timp să le ia de la bibliotecă, iar ceilalți susțin că nu au interes să citească. Care ar fi însă soluția? Ce ar putea să-i motiveze pe moldoveni să citească mai mult pentru a se informa și pentru a se cultiva? Poate cărțile audio? Comode, compacte, oricând alături de noi, cărțile audio pot să-i aducă pe Dickens, pe Sartre, pe Bacovia, mai aproape de cei care nu obișnuiesc să citească. Deși până nu demult în țara noastră nu existau cărți audio ale autorilor moldoveni, de curând situația s-a schimbat. Augustina Șiman, studentă la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, este autoarea primei cărți audio apărute în țara noastră. Parfumul este într-adevăr prima cărțulie audio din Republica Moldova și cred că Republica Moldova a avut nevoie de o inovație, de o carte audio. De aceea am hotărât să-mi iau tot curajul, da, și să fac eu o cărțulie audio. Pe lângă toate astea, de ce parfumul? Fiindcă parfumul este o metaforă pentru femeie. De ce femeia? Fiindcă și Walt Whitman spunea să nu vă fie rușine femeilor. Voi sunteți porțile trupului și tot voi sunteți porțile sufletului. Iar femeia în ziua de azi e adesea rușinată de menirea sa sau mai rău nu și-o cunoaște. Cartea audio îți dă posibilitatea să citești oriunde, oricând, ne spune Augustina. Și anume acesta este un mare avantaj al acestui tip de carte. Deși cartea abordează ca și tematică sufletul feminin, ea este dedicată deopotrivă și bărbaților, da? Fiindcă bărbații întotdeauna s-au întrebat ce se află în sufletul unei femei și cum ar putea să-l descopere. Pe lângă toate astea, cartea este dedicată și celor care nu au timp să răsfoiască o carte, dar care și-ar dori foarte mult, da? Și recent mi-am dat seama că este o dedicație sau este și binevenită celor care nu pot vedea. Consider că ei nu ar trebui marginalizați și că ar trebui să aibă un acces egal la literatură. Bărbații își poartă femeile precum își poartă parfumul. Și astfel, există parfumuri pe care le ascund după oglindă sau pe care le folosesc ocazional și parfumuri fără de care nu ies dimineața din casă, fiindcă îi completează. Augustina, tu ai considerat necesar ca textele de pe primul audiobook din Moldova, prima carte audio, să fie citite chiar de tine, să fie sonorizate cu vocea ta. De ce crezi că a fost important acest lucru? Păi, ca să-ți mărturisesc sincer, nici nu mi-am imaginat să fi fost altfel. Primul audiobook pe care l-am procurat eu era al lui Andrei Pleșu, acum mult timp în urmă din Iași, și să știi că atunci când am ascultat am avut impresia că autorul într-adevăr dialoghează cu mine. Doar eu pot să știu ce am avut în vedere prin anumite fraze și ce aș vrea să punctez, da, în textul meu. Și asta ar da o sinceritate și mai mare, da? Și o credibilitate și mai mare. Nu cred că o persoană străină mi-ar putea citi textele sau mi-ar putea citi sufletul și gândurile mai bine decât aș putea să o fac eu. Pe lângă faptul că este un viitor jurist de profesie, Augustina Șiman este mai întâi de toate un om de creație deosebit, care își scrie textele nopțile și afirmă că nu poate crea un vers dacă nu ascultă o melodie. Studenta poetă de la Drept este sigură că viitorul cărților audio în Moldova arată bine și că moldovenii vor citi mai mult dacă vor avea posibilitatea să cumpere și cărți audio în librăriile din țară.